Dragi spectatori, bine vă regăsim la opinii avizate pentru CNS, respectiv interviu cu Flora Ordean pentru Roman 24. Alături de mine, doamna Flora Ordean, jurnalist, continuăm să spunem seria emisiunilor cu care v-am obișnuit deja. Bine ne regăsim, doamna Flora. Bine ne-am regăsit, iată un nou început de săptămână, după o săptămână relativ mai liniștită, zicem da. Noi. Iată o săptămână pe care n-am început o conferință de presă pentru că primarul Lucian Micu este plecat la Asociația Municipiilor. Am văzut deja că l-am văzut chiar în cadru, era chiar în prim plan, venise premierul Grindeanu, mă gândesc că poate acum o să reușească să-l abordeze, pentru că știm că la Piatra Neamț n-a fost chemat da. Să spună păsurile și-o fi reușit să-și spună păsurile Dar la București. Dar că la aceste întâlniri la București nu cred că îi se acordă unui primar mai mult de 2 minute, timp în care nu știu dacă o să reușească mare lucru. Înainte de a începe, după da, aceea, așa pe hol, da. Dar l-am văzut pe președintele Camerei Deputaților Liviu Dragnea, de fapt el a și condus ostilitățile, era vom vedea cât de despuși dar... sunt socialdemocrații să-i asculte pe liberal. Spuneam o săptămână liniștită până vineri, când am avut acea ședință da. De îndată și am observat că toate cele 6 scaune ale consilierilor PSD, consilier local de la Român, au fost goale, au lipsit de la ședință. Între timp am aflat și de ce. Da, eu am încercat să-l găsesc pe liderul de grup, arhitectul Vasiliu, da. Care la început nu prea părea dispus să dea vreo declarație, susținând că e undeva în trafic la Bacău. Am impresia că el își are serviciul la Bacău. Este arhitect undeva la probabil prinde lucrări în mai multe municipii din țară și mai pleacă. Și în sfârșit, da. După ce am fost eu un pic mai dură, în sensul că i-am zis, domnule, el s-a scuzat că e în trafic, da, da, da. Lăsați altă, domnule, consilier, da. I-am spus, totuși, eu asta dau admiasă că v-ați făcut da. Un obicei din a boicota. Ei, și atunci și-a dat seama de gravitate situației, dar și că nu e plăcut să apară că nu așa, e plăcut da? Să apară ca având o atitudine de aceasta de nu a fi dispus să da. Explice gestul său și mi-a motivat faptul că a fost o decizie luată, este clar că la nivel de partid, pentru că ai văzut și declarația domnului Manoliu care este în acest sens și Bun. Vorbea de niște tablete de fete. E adevărat, ajungem și acolo, da, pentru că eu eram în sală și pentru că îl văzusem pe domnul Pătrașcu care a venit, a dat mâna inclusiv cu mine, domnul consilier Pătrașcu, da, s-a salutat cu toată lumea, cu toți consilierii la... pensionari și consilier da. Local, da, s-a așezat pe scaunul dumnealui, după care i-a sunat telefon, mi-amintesc perfect imaginea. I-a sunat telefonul, a vorbit cât a vorbit, pe care a ieșit pe sală și a luat frumos ce avea dumnealui geanta, agenda, a ieșit pe sală să vorbească și n-a mai revenit și în sală. A fost. Deci probabil că la dumnealui n-a ajuns informația că nu trebuie să se prezinte. Oricum, a fost așa, o tragicomedie acolo. Bine, este ceea ce știm și de la că se întâmplă și la județ. Pe ideea de ce altfel, cauți Lucian, acolo, da, ce cauți acolo, Micu, că noi nu suntem. Primarul Lucian Micu chiar a ținut să spună în cuvântul său că iată că s-a ajuns și, la Roman. Eu am încercat să mai sun pe doamna da. Fabrici, mi-a răspuns și mi-a spus, doamnă, luați legătura cu liderul de grup. De aceea eu l-am sunat pe domnul Vasile. Și l-am sunat dar după ce ați sunat dumneavoastră, da. Să se întâmpla vineri la prânz, ședința a fost la ora 1, da? La ora 13, după, s-au gândit și domnul de la PSD că ar fi mai bine să trimită un comunicat de presă către eu toate... Eu n-am primit niciun comunicat. Ba da, l-am primit și el și am, așa. E deschis Ia aici. Spune, să vedem ce spun. Și spun domnii de la PSD, răspundem pe această cale atacului vehement al domnului primar interimar Lucian Micu, vizând neparticiparea consilierilor PSD la ședința de îndată, cu ghilimele, din data de 10 martie orele 13. Și au dumnealor 4 puncte pentru care nu s-au prezentat. 1. Din ordinea de zi a ședinței de îndată nu reiese urgența convocării, deoarece multe proiecte erau pregătite pentru propunere de pe vremea fostului primar.
De exemplu, proiectul privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții, dezvoltarea, modernizarea liceului Vasile Sav, respectiv consolidarea, modernizarea liceului Episcop Melchisedec. Punctul 2. Consilierii PSD au considerat că există suspiciuni, aici e interesant, dumnealor la telefon n-au spus nimic despre asta, deci există suspiciuni în privința sumelor alocate proiectelor, lipsind timpul necesar analizării acestor alocări și consultării a unei persoane cu expertiză în domeniu. Punctul 3. Ședința de îndată a fost anunțată consilierilor locali special între orele 13.45 și 15.20 în ziua de 9 martie, nerespectându-se dreptul public la o bună informare, iar pe site-ul primăriei mapa a apărut chiar în timpul ședinței. Și punctul 4. Menționăm că dorim să-l felicităm și noi pe domnul primar interimar Lucian Micu pentru organizarea ședinței și modul de transmitere a proiectelor înainte către mass media și asta mai puțin și, mie, da, da, și cu mai mie, puțin domnul. De 24 de ore către consilierii locali. Observ nota de ironie. Exact, ghilimelele, îl numesc primar interimar, deși consultându-ne, nu există termenul de primar interimar, este primar până la organizarea de alegeri, da? A început campania electorală timid? Nu știu dacă a început campania electorală, dar am văzut că au început să copie modelul de la Piatra Neamț, altfel nu mi-e rușine că la Piatra Neamț de data asta n-au boicotat socialdemocrații, da, ci au boicotat liberalii. Exact. Să ne amintim gata să se ajungă la procedura de dizolvare a Consiliului. Când trebuiau să se aleagă cei doi vicepreședinți. Da, așa. Ne amintim. Și da. Era aproape adică au lăsat. E pe ideea ce ție nu-ți place, da, altuia nu-i da, face. Da. Și era chiar, dacă ne amintim bine, deci au așa la minut au... Eu m-am uitat de curiozitate, pentru că ascultându-l pe domnul Lucian Micu, dumnealui spunea că la ședința extraordinară anunț cu 3 zile înainte, la cea da, ordinară la cea cu 5 zile, chiar în timpul ședinței, iar la cea de îndată, chiar în aceeași zi. Și eu am căutat în lege, am găsit legea 215 din 2001. Și a mers, da, și a mers la articolul 39 și avem așa. Convocarea Consiliului Local se face în scris prin intermediul secretarului cu cel puțin 5 zile înainte la ședințele ordinare sau cu cel puțin 3 zile înainte de ședințele extraordinare. Deci asta nu era extraordinar, nu era de îndată. Și acum spune așa, la aliniatul 4. În caz de forță majoră și de maximă urgență pentru rezolvarea intereselor locuitorilor unui municipiu sau în alte situații stabilite de regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local, convocarea Consiliului Local se poate face de îndată. În invitația la ședință se vor preciza data, ora, locul desfășurării și ordinea de zi acestea. Și acum la aliniatul 6, apropo de această acuzație că presa a primit mapele înainte de consilierii locali. Și o să vedeți că e legal. Dar e legal. Ascultați aici. Dar n-am primit-o. Cum? Să presupunem că noi am făcut știri. Eu am făcut știre, cred că joi, cu ce o să se discute în ședința de consiliu. Să presupunem că noi am aflat. Și acum avem subliniat. Ordinea de zi a ședinței Consiliului Local se aduce la cunoștința locuitorilor prin mass media sau prin orice alt mijloc de publicitate, indiferent de ședință, de felul ședinței, da, ordinară, extraordinară, de îndată. Și atunci, nu știu, eu mă gândesc că poate ar fi mai potrivit ca aleșii locali, indiferent de culoarea politică, să studieze mai atent, să se uite puțin Băi, pe lege da, în momentul în care... amintim liderul de grup, mirarea noastră, că da, din care nu știa nici tot... măcar că la o ședință extraordinară da, nu poate exista punctul diverse și el vrea punctul diverse la orice ședință da, extraordinară. Păi da? Ne amintim chiar că... Sau vroia să regleze el prețul de pornire al unei licitații, nu că să-l regleze, să-l stabilească, păi și atunci de ce da, mai e licitație? Păi, și noi chiar am remarcat și sunt am spus multe, atunci multe, că da, multe nereguli. Vin cam cu temele nepregătite. Bine, acum domnul arhitect vine din societatea exact, civilă, este emanația acelui proiect, cum se chemea, PSD îți dă puterea. Cum spunea da, dumnealui mie înainte de rezultatul alegerilor că el va fi liber în gândire și în cuvinte și îl vedem da, acum. Și nu-i va impune partidul niciodată să facă ceva anume, ceva ce consideră că nu este tocmai potrivit. Cât despre acea
tabletă sau acele tablete care nu funcționează, aici, ar fi interesant de verificat. Nu? Eu știu că există o persoană care asigură mentenanța, adică asigură reparația. Ele toate pe bani grei din asta și probabil că instituția care le-a livrat trebuie să le eu și mă întreb, societatea. De la ședința de Consiliu Ordinară din luna februarie și până acum au trecut câteva zile. Acum? Nu, dar de ce n-au prezentat problema înainte și au așteptat să apară această ședință să spună că tabletele au o problemă? Adică încerci să rezolvi problema între două ședințe. Da. Așa ar fi potrivit. Și un serviciu în sfârșit. Dumnealui mi-a zis că eu l-am întrebat povestea cu tabletele, mi-a fusese spusă de președintele filialei, domnul Manoliu, care avea cunoștință categorică, nu se mișcă nimic fără știința dumnealui. Și avea cunoștință de aceasta și dumnealui îmi furnizase acea informație potrivit căreia n-ar fi mers o parte din tablete, s-ar fi defectat. Și atunci l-am întrebat pe domnul, pe liderul de grup, pe arhitectul Vasiliu și mi-a zis da, chiar și a dumnealui nu funcționa. Acum, ce ne dovedește acest aspect? Cei 6 consilieri PSD nu s-au prezentat, dar PNL-ul are majoritate confortabilă. Da, iată că nici PNL-ul n-a fost în cu toți consilieri, că au fost numai 12 prezenți, nu știu cine a lipsit. Domnul Miluță Scutaru, care am înțeles că este la o intervenție chirurgicală sau avea un deci tratament motivat, de urmat. Da. Și nu ia să mă gândesc, cred că domnul Farcaș, dacă era în timpul zilei, e manager la o societate. La și vă dați și seama, ei oricum, liderul de grup dă telefoane și vede câți dintre cei 14 au rămas. Da, 14. Și nu era nevoie la niciunul din proiecte de acea majoritate. Asta și s-a putut vota și cu majoritatea simplă să comentez și nici după semnul. Corect. Știm, aș vrea să comentăm împreună totuși faptul că ei nu s-au, consilierii PSD nu s-au prezentat la ședință, dar puteau să se prezinte fiind în slujba cetățeanului și să amendeze cumva în timpul ședinței toate aceste chestiuni. Adică, domnule, mă prezint la ședință și îmi spun supărarea în timpul ședinței. Sau puteau că să se abțină și atunci însemna vot împotrivă. Exact. După care puteau să ofere eventual jurnaliștilor și explicații. Domnule, suntem nemulțumiți. Da, o scurtă conferință de presă, dar ai văzut venit. Că acolo cuvântul nu l-are decât, se pare acum, numai liderul, care și el avea forțat, a vrut să dea o declarație de presă. Probabil că după aia imediat au venit la ce ora ai primit. Că eu n-am primit nici măcar comunicatul. Comunicatul cred că a ajuns sâmbătă. Eu l-am trimis de pe site-ul, de pe adresa de e-mail la redacției pe adresa mea. De sâmbătă a venit, dar nu mai știu deci să spun la ce oră. Deci oricum sâmbătă. Sau oricum mult după ce s-a consumat subiectul, ați dat și mea voastră telefoane, s-a prezentat știrea, mult după. Probabil că primind telefoane, nu doar de la dumneavoastră, ci și de la alți colegi din presă, s-au gândit că exista și rugămintea, rog difuzare. Da. A comunicatului, rog difuzare. Da, măcar bine că de data asta ne-a rugat, că altădată nici măcar atât ne impunea, nu? Ne impuneau. Oricum, e o dovadă că nici unii nu-s mai bine decât alții. Da. Deci, și se cam joacă, adică se joacă pe nervii noștri, se joacă pe nervii noștri, banii noștri, și pe banii noștri și pe votul nostru, pentru că i-am trimis acolo, adică ai arma votului, poți să te abții, poți să votezi împotrivă, dar te prezinți la ședință. Da, pentru nu ar putea să spună domnule, eu l-am luat un pic mai tare pe domnul consilier Vasileu și i-am zis nu uitați domnul consilier că sunteți plătit de noi și în acest timp. Ei, după aia m-am gândit eu că la ședințele extraordinare și de îndată aici n-am avut eu dreptate. Că nu sunt plătiți, scuze, da. Nu sunt plătiți. Da, sunt plătiți, nu, așa este, doamna Flora, dar intră în atribuțiile dumnealor să fie prezent. Adică și știau că în momentul când s-au luptat să ajungă. Știți cum e asta? E ca la locul de muncă. S-ar putea ca într-o zi să fie nevoie să rămâi o oră peste program și acea oră să nu-ți fie plătită. Dar pentru că ai un loc de muncă acolo, trebuie să mai rămâi și acea oră peste program. Cam așa e și cu extraordinarele și cu cele de îndată. E jenant. Este absolut jenant să faci jocul acesta politic și să faci ceea ce tu ai incriminat. Că haideți să ne amintim la Consiliul Județean câtă zarvă s-a făcut domnul președinte Arsenie, mai marele lor de partid de la județ, câtă zarvă a făcut pe irresponsabilitatea aleșilor PNL care nu se boicotează și pe banul cetățeanului. Și s-a cam întors roata.
S-a întors roata și fac același lucru, deci o apă și un pământ. Da, rămâne de văzut ce o să se întâmple în perioada viitoare, dacă vom mai simți aceste tensiuni, să le numim. Și mă gândeam că n-avea nicio importanță faptul că aceste proiecte existau sau erau anunțate de pe vremea fostului primar Leoreanu. Deci n-are importanță cine a venit cu ideea proiectului, ci urgența votului ține mai mult de anumite termene limite care trebuie până la care trebuie înaintate documentațiile. Păi ce legătură are? Căci că n-am văzut urgența ședinței, că erau niște proiecte mai vechi de pe vremea lui Leoreanu. Nu e o motivație. Da, acum tu care ai fost la ședință, eu recunosc că n-am fost, că am avut o altă filmare la Piatra Neamț și îți mulțumesc că mi-ai trimis și mie filmarea, de am reușit să fac șirea. De fapt, care era urgența? Acum întreb și eu ca și consilierii social-democrați. Care erau proiectele atât de urgente de a ardea să se facă ședință de îndată? Păi, la aceste două proiecte privind consolidarea și modernizarea unităților de învățământ ținea efectiv de un termen limită până la care putea fi depusă documentația. Practic s-a votat acel deviz final. Trebuia să meargă mai departe și mai erau niște cheltuieli din bugetul local. Mi-amintesc intervenția doamnei consilier Suman, care a vorbit despre, îmi scapă numele profesorului, un fost profesor de fizică care a lăsat câteva documente prețioase care sunt deja adunate și vor face obiectul unei cărți. Și probabil că ei sărbătoresc acum la Roman Vodă. Da, la Roman Vodă. Nu mi-amintesc exact. Da. Fi amânată după părerea în sfârșit. Da. Haideți să ne întoarcem un pic la săptămâna trecută și la amenințarea primarului Lucian Micu despre atacul în contencios administrativ a hotărârii de Consiliu Județean prin care Consiliul Județean se cere suspendarea hotărârii prin care Consiliului Primăriei Romanii s-au acordat doar 600 de milioane, de 6 miliarde de lei vechi, dacă zic eu bine. Anul acesta, nu, 60 de mii de lei a primit primăria. 60 de mii, da, 60 de mii de lei, nu, 600 de milioane de lei vechi. 100 de mii de lei înseamnă un miliard de lei vechi. Da, da, deci 600 milioane de lei vechi, da. Vă taie de joc, ca plus de obicei. Încă vreo 440 de mii de lei din cotele defalcate din TVA. Da. Asta e o altă discuție, aici, da. Aici problema e dacă justiția nu va proceda ca și în cazul meu atunci cu procesul celebrul meu. Celebrul târg de Crăciun, da. Celebrul târg, pentru că știm, și eu chiar am discutat cu un specialist, cu unul din jurisconsulții care se ocupă de intervențiile în contenciosul meu administrativ și am întrebat, domnule, de ce se dau aceste soluții aberante? Și mi-a spus pur și simplu pentru că magistrații nu vor să se amestece în chestiunile astea, în lupta aceasta politică locală. Și, da, și preferă să iese elegant din această situație. Și lasă să-și spele rufele singure acolo, fără să se amestece. Ce șanse va avea Consiliul? Prea mari nu cred, nu pentru cred. Că la un moment dat chiar a spus primarul Micu, a spus, ei, și mai mult de atât vrem să demonstrăm că ne descurcăm și cu forțe proprii. Da, vedeți că cumva Lucian Micu merge pe greșeală a fostului primar Leoreanu. Vă amintiți când era toată chestiunea cu aparatul de radiologie, da, și cerșeam la Consiliul Județean să ne mai dea ultima tranșă. La fel, primarul Leoreanu a spus, las că le arăt eu că mă descurc, iau din visteria, nu, ia spitalul din visteria lui, după care anul viitor îi dăm noi primăria spitalului înapoi suma de bani și ne descurcăm și fără ei. Și, apropo, și pe cale de consecință Arsenie i-a arătat și el, păi dacă te descurci fără mine, las că nu mai primești nimic. Adică nici așa nu e bine să bun, fii... Și dacă tot ai adus în discuție povestea cu spitalul, da, iată că directorul economic Leonarda Chiriloaiei spunea despre sumele extraordinar de mari necesare pentru dotări. 65 miliarde, da, vorbim de aparatură medicală. Aici intrau aparatele obligatorii de care are nevoie un alt aparat. Acum aflăm și noi că după ce s-a făcut atâta tevatură cu aparatul acela de performanță, mai au nevoie și de acestea mobile.
de câteva mobile. Eu am acumulat alte frustrări, poate și personale, pentru că am avut un caz în familie. Înainte de a ne spune conducerea spitalului de câte aparate medicale performante avem nevoie, aș vrea să întreb la ce ne servește că am ajuns cu spitalul, să spunem, la un grad de modernizare, când pentru un remene te duci la Piatra Neamț, nu poți face un remene la Roman. Și aș vrea să întreb și eu conducerea spitalului de ce măcar de luni până vineri sau un weekend, o oră pe zi la spital nu este apă caldă. Asta e chiar interesant. O oră pe zi la spital nu este apă caldă. Am un caz în familie, da, pe secția de cardiologie. De 7 zile încălzește apă într-o sticlă de plastic, o pune pe calorifer să-și poată face igiena personală. Este inadmisibil. Și te întreb de ce intri în spital și ți se pare că pe anumite secții miroase nepotrivit. Plus, deci de ce nu există? Deci în acestea 7 zile, vă dau exemplu, da? De pe 7 martie și până acum, da, 14 martie, nu s-a dat măcar o oră apă caldă. Eu nu pot să înțeleg. Chiar este bine. Cum se face programul și de ce? Că eu mi-am amintesc că acum vreo 2 ani și când a fost chestiunea cu panourile solare și că facem economie și dăm apă caldă la pacienți. Da. Nu înțeleg explicația. Măcar să ne spună, domnule, facem economie. Nu vrem să dăm apă caldă, că facem economie. Eu nu știu dacă e vorba de economie aici sau pur și simplu... Și am insistat. Spun, nu, domnule, dar se dă apă caldă. E imposibil. Domnule, nu se dă. Noi suntem pacienți internați aici și mergem la toaletă destul de des, nu avem apă caldă nici seara, nici dimineața. Deci înainte să ne explice dumnealor că ne trebuie nu știu ce computer tomograf și nu mai știu ce aparatură și nu avem saltele și nu avem pături și nu avem medici, domnule, nu avem apă caldă în prima fază, adică asta ceva este, minim. Uite, 3 miliarde condiții. Și-au propus să dea pentru acel laborator de sănătate mentală, după aceea vor să organizeze arhiva spitalului. Aici, într-adevăr, e o mare problemă cu arhiva, cu modul de depozitare în pavilionul acela administrativ, nu prea au loc. Da, documentele se degradează, există și acea ciupercă care atacă și cărțile, știm deja de la bibliotecă, și la fel se întâmplă și cu dosarele medicale, da, într-adevăr. Așa, și tot la aceeași întrebare, directorul medical Oana Onu a răspuns că există un contract, de altfel ei se află chiar azi, luni, când înregistrăm noi emisiunea. Da. Conducerea spitalului se află la Casa Județeană de Asigurări de Sănătate, unde negociază noul contract care trebuie să intre la sfârșitul lui martie, începutul lui aprilie. Și aici vorbea Oana Onu că darea în funcțiune a mult mediatizatului aparat de radiologie le dă posibilitatea de a reuși să contracteze mai multe fonduri pe acest serviciu, pe servicii de radiologie, da, dar nu pentru spital, ci pentru ambulatoriu. Deci oricare cetățean din Roman de acum se va putea duce să se folosească de acest aparat, ceea ce nu e rău, pentru că știm foarte bine că cel din policlinică este extrem de radiant și mai multe îmbolnăvea, te îmbolnăvește acolo. Sunt multe nereguli în spital, n-au niciunele medicamente care sunt de maximă urgență, n-aveau despre cel problema cu hipsida, dar Roman, uite că aici a avut Romanul. Dar tot aici rămânând, spunea Oana Onu că în reorganizarea aceasta a secției, le-au mai rămas cele 3 secții care nu sunt reabilitate, printre care ORL-ul, se pune și problema scoaterii secției acestei de oftalmologie și ORL, care se află la același nivel, pe același palier cu secția de chirurgie, și organizarea în totalitate a secției de chirurgie, care are nevoie de un spațiu mai generos. Nu e vorba numai de spațiu, e vorba că în salon ani se pune problema micșorării numărul de paturi. Acum, dacă nu mă înșel, sunt și câte 6 paturi sau chiar 8. Mi se pare că sunt 4 pe parte, 4 pe parte. Ei, li s-a impus această micșorare a numărului de paturi.
aturi și trebuie să menționăm faptul că știm că Spitalul Roman este acreditat, dar în CONASU, acel Consiliu Național de Acreditare a Spitalelor, a trecut la etapa a doua, asta nu mai la Roman, la etapa a doua, e cazul tuturor spitalelor. Da, de acreditare, în care sunt mult mai dure și am înțeles că sunt obligați, au controle, sunt obligați să facă trimestrial, semestrial, fel de fel de raportări. Informări, da. Da, și rămâne întrebarea de ce nu este apă caldă în spital măcar o oră pe zi și spuneam că există unele secții foarte aglomerate, cum ar fi cardiologia, unde, din păcate, femeile stau în salon cu bărbații, ceea ce, din punctul meu de vedere, mi se pare este inadmisibil. De necrezut. Da. De necrezut, dar este o realitate. Deși cardiologia este una dintre cele mai aglomerate secții. Și nu au nici rezerve, ca să zici că, domnule, achiți 10 lei pe zi, cât stai tu 10 zile, nu s-ar cunoaște 100 de lei foarte tare, să spunem, dar măcar să ai condiții. Ce răspuns ți-a dat domnul doctor Firăstrău la întrebarea aceasta? Nu la domnul doctor, la doamna doctor Ciocan. Că nu au avut pur și simplu paturi libere și dacă tu ca pacient îți dorești să mergi la un anumit medic pe cardiologie, fiecare medic e cu saloanele lui, cu paturile lui. Adică nu poate să primească domn doctor de la pare, doamna doctor un pacient. Asta mi se pare absurd, pentru că cred că ar trebui internați așa cum sunt locuri libere în spitale, iar să se ducă medicul să vadă pacientul, nu-i o să întrebăm scrie și asta. Salon. Trebuie neapărat. Să întrebăm și asta și ce e cu apa caldă, că poate a fost o defecțiune tama în săptămâna aceasta. Da, povestea cu apa caldă mi-o amintesc și de anul trecut a mai fost în discuție și tot așa unul din colegii noștri jurnaliști a avut nevoie, a fost internat în spital și tot așa se susținea, nu e adevărat, există apă caldă, există apă caldă. Există, deci o să ajungem în situația în care să facem noi verificări personal prin spital. Eu vă spun că am mers zi de zi la cineva din familie la spital și nu a existat apă caldă, adică nu poți să-ți faci igiena personală doar mai bine cu șervețele umede, nu poți să faci așa ceva timp de o săptămână. Dar poate mă gândeam că să mai bine cu medicamentele? Ai dus de acasă cumva? Da, am dus medicamente de acasă și ceea ce o să spun și asta, pentru că e un adevăr și nu mă feresc, pentru un aparat din acela de monitorizare a tensiunii pentru 24 de ore, pentru a vedea variațiile de tensiune, am adus baterii de acasă, nu se putea porni aparatul într-o dimineață pentru că nu avea aparatul baterii. Și am venit, m-am luptat cu portarul să intru în spital să aduc baterii pentru acel aparat de monitorizare a tensiunii. Deci cam în această situație suntem, da? Și într-adevăr am cumpărat medicamente, nu mi-amintesc numele, ceva pentru tensiune și încă ceva pentru dureri reumatice, pentru durere de spate. Le-am cumpărat de la farmacie, pentru că nu era un spital. Prestarium cumva? Nu mi-amintesc exact și n-aș vrea să greșesc. Da. Pot verifica și... Da. În schimb, am înțeles că lipsesc medicamentele pentru HIV-SIDA. Da. Discutam cu doamna doctor Grădinaru, este purtător de cuvânt de la DSP. De la DSP și îmi spuneau că în județul Neamț, la Piatra Neamț și Roman sunt 223, iar diferența până la 420 sunt la Roman. Deci Romanul are vreo 190 de bolnavi de SIDA. Ei se află în directa îngrijire a secțiilor de infectocontagioase, deci la Spitalul Vechi, nici nu știu cine mai este șef de secție, da. Și că spre meritul Roman, iată că e un merit acesta, aceste medicamente vin pe acele programe naționale și Romanul a făcut comanda exact pentru cât a estimat ce nevoie de medicamente are pentru acesta lucru și am înțeles că la Piatra Neamț 100 de bolnavi erau în acest pericol și că lipsa de tratament mai mult de o săptămână sau două poate duce chiar la deces. De altfel, anul trecut în 2016 7 persoane au decedat, nu știu dacă de la Roma, nu știu dacă de la Târgu Neamț. Da, în județ, da. Însă oricum este foarte scump, 500 de euro, cea mai ieftină schemă de tratament pentru... Da. Da, practic chestia. Ești condamnat la moarte. Da. Și până la urmă, cum crezi că au rezolvat-o? Ia zi, ghicești cum au rezolvat-o? Probabil că au luat legătura cu alte județe. Așa,
au împrumutat de la... Cum s-a mai întâmplat, doamna Flora, că nu e prima dată? De la... Da. Au împrumutat de unde nu era Iași, necesarul atât de mare. Iași, da. Ești, mi s-a părut iarăși o chestie destul de... Cum, domnule, să rămâi la o boală atât de gravă, să rămâi fără medicamente? Nu știu. Ce face serviciul de achiziții? Da. Cine răspunde, cum este sancționat cineva? Cred că se simte nevoia de o nouă conferință de presă, cel puțin la Spitalul Roman. Și de un purtător de cuvânt, da, atenție, da, știi ce ți-a zis? De știi ce ți-a zis doamna doctor Andrei atunci, așa că... Da. Deci chiar tu ai ridicat eu mi-asum în continuare, vă spun, eu nu știu ce se întâmplă pe alte secții cu alți pacienți, eu povestesc din experiența mea personală și iată că se întâmplă ca din când în când să mai fie și un aparținător de al tău în spital și să vezi exact cu ce probleme se confruntă. Da. Hai să ne întoarcem un pic cât să propun la ședința de Consiliu local, în care primarul Micu am văzut că a prezentat așa cu destul de satisfăcut o diplomă pe care a primit-o săptămâna trecută pentru la acea conferință internațională de pentru măsurarea era ceva eliminarea cantităților de noxe, loc întâi pentru reducerea cantității de emisii de carbon. Așa. Pe proiectul Orașe Verzi Regiuni Verzi. Am văzut conferința internațională, da. Contribuția autorităților publice locale la reducerea amprentelor de carbon în România. Eu am văzut comentariile unor social-democrați și chiar comentariul lui Gheorghe Oprea, fostul candidat la primăria Roman al PSD-ului pe Facebook, care spunea cum am obținut noi premiul acesta cu Orașe Verzi, tăind în masă toți copacii de prin parc și de prin oraș, era problema reacția socială, mai discutat-o da, democrație. Și la nesfârșit. E la nesfârșit. Păi s-a redus cu 363,4 tone de dioxid de carbon la Roman. Adică dacă există o comisie care a constatat și a făcut aceste măsurări, nu putem noi să venim pe rețelele de socializare? Nu mai asta, dar să ne uităm dacă suntem nelămuriți, e bine să ne ducem în centrul municipiului aici, unde există un panou unde se afișează zilnic calitatea aerului și chiar și noi ne-am... De asta eu v-am întrebat și am sesizat așa că au început deja ironiile fine și atacurile efectiv la adresa primarului de acum, deși nu a început oficial campania electorală și nici nu cunoaștem o dată a alegerilor anticipate pentru primăria Roman, deși îmi spunea, l-am avut săptămâna trecută pe domnul senator Eugen Țapu la o emisiune. Am văzut că și-a schimbat locul. Și îmi spunea domnul senator că din ceea ce a auzit dumnealui pe la București, socialdemocrații n-ar avea interes să organizeze imediat alegerile, pentru că după celebra ordonanță 13 ar fi scăzut puțin în sondaje și se tem că nu sunt acum pe cai mari, așa spun peneliștii, da? Și că ar mai sta puțin cu alegerile să treacă și vara și după. Deci n-au interes imediat să facă alegeri anticipate, că în județul Neamț mai sunt și vreo 3 comune unde primarii au avut probleme penale și trebuie organizate și acolo alegeri anticipate. Da, asta spun deocamdată, nu știm când vom avea alegeri, dar e clar că se luptă. Se duce o luptă aici. Hai să ne întoarcem din nou la domeniul medical și să vorbim un pic de restanțele la vaccinări. Da. Sunt extraordinar de multe. Am văzut că special la grupa 0-6 ani. Da. Nu, 0-1 an, în special la 0-1 an, la bebeluș. Hexacima, da. Vaccinul acela cu 6 tulpini, da. Care se administrează la vârstele de 2 luni, 6 luni, 11 luni. Sunt 1309 copii restanțieri. Da, știți ce e, ce e tragicomic? În momentul în care am realizat această știre, având informații și de la dumneavoastră, am căutat efectiv acel clip cu campania Ministerului Sănătății, hai să ne vaccinăm, că au murit nu știu câți oameni. Deci noi facem această campanie, cheltuim bani, facem clip de promovare, ca părinții să nu mai spună nu vaccinării, dar în același timp noi avem așa vaccin, restanțe, da. Inclusiv la vaccinul 1587 la copiii ăsta, tetracimul ăsta, cum se cheamă, pentru difterie, tetanos și poliomielite,
3670 de restanțieri, aici mi se pare cea mai mare. Mai așa, e și situația părinților cu dare de mână, da, care cumpără de la farmacie vaccinul. Nu știu dacă sunt copii. Nu știu măsura în care este legal să dai, pentru că este foarte dificil dacă faci o reacție așa alergică. Așa este, au fost foarte multe reacții adverse, da. Cu copii nenorociți pe viață, asta e mai grav. Urmau ca săptămâna asta, chiar ar trebui să o sunăm pe doamna grădinarul să ne spună, urmau să primească cele 2500 de doze de vaccin tetracimul ăsta de care zic ei. Da, și am văzut că sunt restanțe. Hexacima, aici sunt mai apropiați, aici sunt 1026 de doze erau în stoc și de vaccinat 1307 restanțieri. Aici se apropiau, la ROR 3126 de doze. Uite, la tetraximul ăsta 200 de doze și necesarul de 3670. Niște cifre așa de... Așa. Bun, s-a făcut precizarea, cred că acești restanțieri erau undeva la începutul lunii februarie parcă, da? Între timp, poate că s-a mai... Facem și noi precizarea că într-o lună poate că s-au mai îmbunătățit situația. Și doamna Bica spunea că de regulă dumneavoastră spunea că are cam pe fiecare medic de familie sunt 60-70 de, depinde câți copii are catagrafiați fiecare medic de familie și că de regulă se mai recuperează acestea, da. Să ne gândim vaccinul acela pentru poliomielită. Depinde ce înseamnă se mai recuperează, că dacă există un vaccin ce trebuie administrat la 6 luni și un alt vaccin administrat la 9 luni și eu pe vaccinul de la 6 luni îl aduc și îl administrez la 9 luni, nu știu dacă am făcut bine. Am văzut că erau foarte puține doze și pentru vaccinul antigripal, deși solicitări au fost. Dar noroc că e final de campanie de vaccinare, că a venit calendaristic cel puțin primăvara. Că dacă să nu... zicem, deși acum e cel mai periculos. Este, acum într-adevăr. Și iată, oscilațiile astea de temperatură. Exact, din nou a scăzut temperatura destul de mult. Despre ce să mai discutăm? Mai avem averile consilierilor locali restante. Și averile, dar zicem un pic să trecem rezultate deosebite la olimpiade. Copiii noștri, chiar am văzut copii la multe de obiecte, la limbi, la fizică, la chimie. La fizică, chimie, iar cu, chiar dimineața la geografie. Citeam, la chimie, 11 olimpici la nivel național. Din care și de la Roma. Și de la Roma, de la școli gimnaziale, de la Colegiul Național Roman Vod, am văzut școala Alexandru Iancuza, școala Vasile Alexandru. Și au început deja să fie făcute loturile acestea pentru... Eu am întrebat-o pe doamna inspector Preda cine îi pregătește pe acest copii pentru lotul național ca să existe o pregătire unitară. Dumnezeu spunea că de regulă fac cu profesorii de la clasă. Coordonator, da. Coordonator de la clasă, dar că îi sfătuiesc pe părinți să nu... evite să-și ducă copiii la aceste, la aceste centre de excelență. La Roman funcționează, la Roman Vodă centrul ăsta de excelență. Cu și cam câți copii frecventează? Merg copiii? Merg copiii, pentru că îți dai seama, pregătirea gratuită e normal. Dar ar fi păcat, deși noi am avut exemple cu pregătire gratuită pentru bacalaureat și nu mergea nimeni. Bine. Dar deși erau profesori care veneau de acasă. Era și electoral, acolo era. Era și electoral, dar erau profesori care veneau de acasă în timpul liber. Erau Dar și câți copii veneau? Când foarte veneau puțin. Și tot de pe 13 martie au început și simulările. Asta vreau să te întreb. Da, la evaluarea națională și bacalaureat. Eu am discutat că și nepoata mea în clasa 8, am înțeles că a fost destul de ușor, acum poate e destul de ușor pentru cine știe. Dar să știți, colegul nostru Dragoș Toma, că am făcut rundul școlilor și nu i s-a permis deloc accesul, nici măcar după ce s-a terminat cu simularea pentru a vedea subiectele. Nu, că e ordin de la generalul Stan, n-avem voie, nu deschidem, cu alte cuvinte, lacă-te pe uși pe la toate școlile din România. Închiși, mare lucru, n-au reușit colegii mei să facă. Eu am să iau legătura chiar astăzi, am să iau legătura cu doamna Preda, că ne-ai totdeauna îmi pune la dispoziție și o să-ți spun și ție așa, prin intermediul telefonului, dar nici de cum să filmeze școli, că există suspiciunea că nu știu ce se filmează. Spuneam că tu vineri ai fost la Consiliul Local, ne-am împărțit oarecum așa treburile de când colaborăm. Eu am fost la ITM. Inspectoratul Teritorial de Muncă ne-am zice acum o campanie pentru, așa cum știm, pentru
a scoate la lumină munca aceasta la negru, da, munca la gri. Eu la un moment dat l-am întrebat pe domnul Trușescu, era inspectorul șef adjunct, și pe domnul Hârlea, cei cu care am făcut emisiune, ce, dacă nu sunt interferențe cu AJFM-ul, și a spus că nu, interferențe nu sunt, dar că trebuie într-adevăr combătută și munca aceasta la zi, pe, la, la gri, la gri, la nu gri, vorbim, da? La gri, și mi-a explicat ce înseamnă, zic, mai ce mai e munca la gri, la negru, la... Jumătate de normă pe cartea de muncă, da, da, așa pe ore, cu da? Parțial, ore parțial pregătite, deși mi se pare că e foarte, foarte greu și sunt campanii, acum au foarte puțin personal, 21 de inspectori, mi s-au părut foarte puțin la un județ întreg. Și știți ce se întâmplă? Discutam, da, cu cineva, cu un om de afaceri, și spunea, e foarte bine că s-a majorat salariul minim pe economie, dar de când s-a majorat salariul minim pe economie, unele societăți au intrat deja în insolvență, iar altele trec personalul și la muncă la negru, ca să nu mai plătească toate aceste, deci, parțial, cotizații. Deci parțial, dacă să nu plătească toate cam aceste. Cam asta se întâmplă. Așa, și vorbea de niște campanii pe care le fac acum la niște societăți planificate, da, pentru control. Control neanunțat. Da, control. Ca așa ar fi normal. Și am întrebat, de exemplu, la Mital, de când n-au mai fost. Și parcă la tine am văzut, dar cred că la tine am văzut faptul că domnul Ciobanu, da, iar a ieșit la bătaie cu... Da. Și intenționează, chiar am văzut, să dea în judecată Casa Județeană de Bine, Pensii. N-ar fi prima dată. N-ar fi prima dată. Din păcate, el nu a avut niciun răspuns din partea parlamentarilor de neamț, cărora le-a tot solicitat să intervină pe la Ministerul Muncii. Ei, dar de pe vremea doamnei Udrea, dacă ții, exact, minte. Bine, de când era colegia dialogului social, da, 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 în 2012. Să fi trecut 5 ani de atunci, să tot fi trecut. Multe s-au schimbat în 5 ani. Ce tot luptă domnul Ciobanu? Eu mă întreb așa. Că nu s-a schimbat nimic. Nu s-a schimbat nimic, dar bă, știți ce e dureros? Și domnul Ciobanu tot, tot se luptă mai poată, și se luptă, că tot, da, se mai poată și domnul Ciobanu, și când o să mai fie domnul Ciobanu, o să ne întrebăm, oare cine o să mai vină? O să mai vină cineva? Eu, că sindicatele cam tot subțiază, și un lider care chiar să... Da. Știți că și aici există două categorii. Sunt oameni care spun, domnule, dar se luptă și Ciobanu, că mai câștigă și el ceva dacă se luptă. Doamne, poate că mai și câștigă, dar nu știu dacă o să mai găsim altul, bun, mai tânăr. Este pensionar, este pensionar. Și da, să nu uităm că domnul Ciobanu și-a băgat pielea în joc și la Cersanitori, da, acolo, așa este, și da, acolo l-au chemat. Și a avut această idee de a face un sindicat, da, unic pe Roman, un mare sindicat, din păcate nu s-a reușit, concretizat. Da, asta, ideea asta e de prin anii 90 și de când și mai există un manifestau handicap cu, da, nu știu dacă ai prins asta, erai încă, nu cred că nu erai eram în presă, nu. Când erau cârdul de muncitori, reușeau atunci sindicatele să mobilizeze, da, și aveau sute de muncitori. Era coloana, începea la gară și veneau la Casa de Cultură, Flora, și aduceau sicrie cu acele vestite sicrie în care mormântau munca. Sunt amenințat, spune domnul Ciobanu, că dacă te duci la sindicat, las că vezi tu, mai bine stai cu minte, nu mai reușește să mobilizeze. Și mai e un handicap pe care eu l-am sesizat. Chiar am întrebat, zic, domnule, dacă dintr-o fabrică, nu știu, să zicem confecții, sunt 300 de oameni, nu mai mult, o fabricuță mai mică, și nu vor să vină la sindicat decât o persoană sau două. Se poate? Și zice, nu, păi trebuie să avem un număr minim. Deci o persoană singură nu se poate afilia sau lipi sindicatului care există acum. Deci domnul Ciobanu nu poate să reprezinte și interesele unui singur angajat. Haideți să ne gândim la sindicate, măcar în industrie mai există, da, dar haideți să ne gândim la sindicatul de la primărie, care este o caricatură. Știm acolo... Mai mișcă ceva pe la sănătate și pe la învățământ. Și la sănătate. Dar mai timid, nu? La învățământ, da, la învățământ, domnul Plos, că acolo, bine, ești și de greva de ore, cu tot o altă problemă. Dar aici, de ce și-ar bate capul? Nu, e pe ideea ce au fost sindicatele odată. Lider, da, acolo, dar e cineva de la urbanism, nu, da, știu dacă are, și totdeauna, ca să dea o declarație de presă, trebuie să ceară voie prin purtătorul de cuvânt, să ceară voie primarul, ceea ce mi se pare o mare aberație. Da. Ce au fost sindicatele și, da, ce au ajuns? Cam despre asta e vorba. Da, asta este problema. Ei, vorbea domnul Trușescu și despre comitetele astea de securitate, da, și sănătate în muncă, vorbea despre legea dialogului social și vorbea despre
inspecții de sistem. Și am întrebat ce sunt ale inspecții de sistem. Și spunea așa că sunt acele inspecții generale, cum discutam apropo de inspecții și de cele de la învățământ, făcute în cele trei localități, de care la noi, la Nisiporeș, Cândeș și Borca. Iar aici, la ITM, ITM o făcea inspecții de sistem la TRV și la Köber. Așa, și chiar am întrebat dacă mai sunt probleme sezizate, că știi că domnul Ciobanu de fiecare dată când nu reușea să se înțeleagă cu patronatul, asta se ducea fuga cu jalba în proțap la ITM și spuneau că nu, n-a mai venit și de asta mă miră, dar acum spui că are cu casa de pensii. Da. A reluat, pentru că sunt foarte multe dosare, casa de pensii respinse. Casa de pensii spune că e vina angajatorului. Angajatorul vine și zice, domnule, eu am trimis tot ce mi-a cerut casa de pensii. Bun, dar de ce ar fi vina? De ce? Pentru că nu s-ar fi făcut toate înscrisurile în vechile cărți de muncă. Bun, dar unde sunt arhivele? Păi asta bine, e unde sunt arhivele, asta e întrebarea. Muncă, unde sunt arhivele, da? Grupa asta de muncă, mie mi se pare că acolo cel puțin la Mitar Stil arhivele se găsesc, dar ce te faci cu Fontax-ul? Da. Dar ce te faci cu Scapips-ul? Umaro. Umaro mai are, e ceva mai mișcă, dar e la terapie intensivă și Umaro. Dar n-aud nimic despre Agrana. Nu știu, nici chiar nu mai știu cum mai merge Agrana. Dacă exista la un moment dat discuția aceea să renunțe la prelucrarea sfeclei de zahăr și să facă doar producție, da? Nu, să facă doar producție, ciocolată și ce mai aveau dumneavoastră acolo. Cât mai avem de asta, să vedem, să facem și niște... Mai avem câteva minute. Haideți să mergem la declarația consilierului local PNL, Păiuș Dana Lăcrămioara. Uite, profesor, aici, da? Zi. Avem un n-are apartament, teren? Un n-are. Apartament în Roman, luat în 2008, 55 de metri pătrați, împreună, deci cu soțul. De vreo trei cam două camere, la 55 două, cam camere. Două camere, depinde. Are un autoturism Ford din 2001, destul de vechi. Vechea poveste. Da. Active financiare, depozit bancar, da, 5.000 are de euro. 5.000 are de euro bine. Deschis în 2010 și tot în 2010 alți 5.000 de euro. Da, dar și nu, în euro și în dolar. 5.000 da, de euro, tot la Pireus Bank care a făcut un credit în 2012, 18.000 de euro. Da, scadent în 2020, 18.000 de euro. De... Mai are puțin. Doamna e profesoară la, da, Colegiul Petru Poni. 35.749. Care gradul 1 anual, da, 35.000 anual. Și domnul este la fel. Profesor, la tot așa, și are mai mult decât 37.160 tot anual. Și alocația a trecut copilului. Alocație. Da. Uite că trece și la declarația de interese este membra sindicatului și din PNL la organizație de femei. Un minut, auzi, mai avem? Un hai minut, să-l facem pe cine? Pe domnul Scutaru? Dar totuși aveam impresia că am discutat despre domnul Scutaru când avea el multe acțiuni Daniela pe la niște Suman? Societăți. Haideți să mergem la doamna Daniela Suman. Nu, la domnul, te rog, hai să-l facem pe domnul Daniel Laurențiu Vasile, lider de grup. Așa, hai să deschid și eu, ia să vedem. Dumnealui este arhitect tânăr. Da. Are un teren. Clădire nimic, terenul în Piatra Neamț, da, 500 de metri pătrați, contract de vânzare-cumpărare împreună, da, cu... Este arhitect soția la Bacău. Deci nu are nicio casă pe numele dumnealui, interesant n-are, acest n-are lucru. N-a vrut să se îndatoreze, da? Are venitul anual de 12.600.000 RON. 12.600 de RON. Da. Soția este profesor la școala la 1 și Colegiul Național. Și Colegiul Național Roman Vodă, 15.000 și un pic anual. Și uite, la interese trece membru ce are. Și cam atât, da. Deci cam atât. Și acestea fiind spuse, a luat sfârșit și emisiunea noastră. Le mulțumim telespectatorilor. Și ne vedem săptămâna viitoare. Săptămâna viitoare. O zi bună. La revedere.